6 persoane, între care 2 copii, au fost rănite de o mașină aflată la un raliu desfășurat la Craiova. Accidentul s-a petrecut după ce autovehiculul a derapat și a intrat în gardul de protecție. În urma accidentului, 6 persoane, 4 adulți și 2 copii, au fost rănite după ce un participant la etapa a 3-a a campionatului național de super rally desfășurat în centrul municipiului Craiova a derapat și a ieșit în afara traseului. La fața locului s-au deplasat echipajele SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj. Din primele date reiese că cei 4 adulți și cei 2 copii care erau spectatori la evenimentul respectiv sunt conștienți și cooperanți, suferind de scoriații și fiind duși la spital pentru investigații medicale.